În paralel cu activitatea intensă din Parlamentul României legată de votarea bugetului pe 2017, a continuat activitatea de opoziție a PNL și USR față de celebra ordonanță 13 care a scos în stradă milioane de români. În paralel cu activitățile acestea din buget au fost și activitățile date de Presiunea Străzii, de ordonanța celebra, ordonanță 13, care poartă și număr cu ghinion, care s-a dat în niște condiții pe care le știți și dumneavoastră și le știe toată lumea. Mai mult decât atât, Presiunea Străzii, o presiune pe care eu cred că nici la Revoluție nu am constatat-o, nu atât de vehementă, că vehementă a fost, dar parcă într-un volum atât de mare. Practic, cine a fost acolo și a văzut și a putut da seama de energia care s-a descătușat, vreau să vă spun că a fost o energie pozitivă și o energie plecată dintr-o voință, dintr-un crez a românilor care s-a structurat pe bun simț. A fost o atitudine plină de comportament civic. Oamenii vorbeau frumos, oamenii se manifestau frumos, oamenii solicitau în mod frumos. Nu erau atitudini care să ducă în latura indisciplinii, în latura unui comportament neadecvat. Liberalii își reafirmă solidaritatea față de protestele românilor din Piața Victoriilor, materializată prin deja celebra ordonanță 13. Moțiunea de cenzură depusă a fost un semnal de alarmă pe care opoziția l-a depus în Parlament, atrăgând atenția asupra derapajelor PSD. Mai mult decât atât, mulți reprezentanți din Piața Victoriei au venit în Piața Constituției și au solicitat la Parlament parlamentarilor să le fie alături, să le fie aproape. Lucru pe care noi l-am făcut și împreună cu USR-ul, la inițiativa Partidului Național Liberal, s-a depus în Parlament o moțiune de cenzură. Era modul prin care ne manifestam că suntem alături de sentimentele, de ideile și de crezul românilor, chiar dacă mulți puteau să afirme de la început că această moțiune poate fi sortită eșecului, a fost un element de atenționare prin care am demonstrat că nu suntem alături de toți într-o masă mută, ci ne-am exprimat corect, drept, elocvent și sincer pentru a discuta lucrurile în Parlament, într-o instituție care se dorește democratică și să-și urmeze rolul pentru care a fost gândită, concepută, creată și aleasă prin vot. Liberalii cred că moțiunea de cenzură, chiar dacă a căzut, nu trebuie să dezarmeze pe cei care înțeleg să facă opoziție în Parlament. Un eșec nu ne dezarmează, o atitudine nefirească nu ne descurajează, suntem motivați, suntem încărcați de energie pentru a merge mai departe și a încerca orice demers care poate să aducă un plus pentru viața oamenilor care au avut, au și vor avea încredere în noi. Moțiunile de cenzură sunt instrumente democratice de control parlamentar al puterii, care are derapajele sale. Liberalii apreciază că protestele stradale sunt un semnal clar că oamenii politici trebuie să țină cont de vocea poporului și trebuie să guverneze în interesul lor și nu în interes de partid.